Bună ziua! Am ajuns la invertor. V-am arătat din tabloul de curent continuu. Îmi pleacă plus minus pe câte un copex, care acestea vin aici. Unul aici și unul aici. Acestea sunt niște întrerupătoare de curent continuu. Când am nevoie să umblu la invertor sau se blochează invertorul vreodată, pac, le-am întors și am oprit curentul din panouri. Apoi opresc în liniște invertorul de aici. Deci, ele intră, fiecare string plus minus, ies mai departe, plus minus. Uitați, și acestea sunt intrările invertorului. Un string, două stringuri. Așa. Bun. Avem și Wi-Fi-ul. Și aici. Aici avem conectica 230V. Pentru a avea putere și să nu am pierderi, am tras conductori de 10 mm pătrați. Fază și nul, iar împământarea e de 6 mm pătrați, care vine din bara de echipotențializare din casă. Așa, ele se leagă foarte simplu. Aici avem 3 șuruburi, nu pot să desfac pentru că acest capac este prins în 4 șurubele foarte mici. M-am chinuit vreo 20 de minute ca să le prind. Avem fază, nul și împământare. Pur și simplu se prinde cu șurubele. La început și eu mă gândeam, măi, dar vine curentul. Dar mai departe cum pleacă? N-are și el o ieșire. Curentul este bidirecțional. Și invertorul, el copie rețeaua. Exact tensiunea care, frecvența care o are rețeaua, exact aceeași o copie și el și o dă înapoi pe aceiași conductori care îmi vin din casă. Deci aici se face legătura fază nul împământare. Aici este smart meter-ul conectat. Avem Wi-Fi-ul și cele două stringuri. Plus, minus, plus, minus. Foarte simplu. Așa, am o împământare făcută de aici până la capătul casei, 29 de metri, cu 9 electrozi de 3 metri bătuți în pământ. Aici tot ce ține de curentul alternativ am conectat pe această împământare, casa și invertorul. Platbandul vine direct pe scheletul metalic, de care este prins invertorul cu șuruburi. Deci împământarea vine direct pe curentul alternativ. Este împământarea făcută doar pe alternativ. Eu zic că așa este cel mai bine. Bun, ia să vedem. Nici nu știu cât este ceasul acum. Este ora 9 și 3 minute. Ia să vedem ce consum avem. Probabil consumul este mai mare, dar deocamdată la ora 9 producem, ia să vedem, 2300 de W la ora 9. Haideți să vă arăt o leacă invertorul. Deci este un invertor de 10 kW pe oră. Voltaj maxim din PV-uri, din panouri, 600 de volți, curent continuu. Așa. Deci, din panouri avem între 60 și 550 de volți. Aici ne arată amperajul, maxim input curent, adică curentul maxim de intrare pe fiecare
MPPT. 13,5, 13,5 și al treilea MPPT, 27 de amperi, fiind un MPPT dublu. Adică are două, de fapt e un singur MPPT, dar cu două intrări. Vedeți? E un singur MPPT, scrie și acolo MPPT 3. Avantajul acestui invertor este următorul. Pe MPPT-ul ăsta putem pune un șir pe sud, un șir pe est, de exemplu, și un șir pe vest. Și nu, el face, deci noi avem nevoie de diode pentru aceste șiruri, ca să nu avem pierderi pe ele. Știți că nu poți să pui est-vest pe același string și să conectezi un invertor pentru că nu va funcționează, dar sunt orice șir este afectat de panoul cu cea mai mică putere. El dictează puterea acelui șir. Bun. Ia să mai vedem ce mai zice invertorul acesta. 10.000 de W, 10.000 volți amperi. Bun. Ne arată că este de 230 de volți. Ieșirea nominală 50 de Hz frecvența. Așa și un curent de 43,5 amperi. Poate scoate acest invertor. Așa. Bun. El deschide la 60 de volți. Este foarte bine. Când în panouri avem 60 de volți, deja invertorul pornește foarte repede. La cel de 6 kW îmi pornea la 90 de volți. Deci avem 600 de volți maxim pe fiecare șir de panouri, dar producătorul în cartea tehnică scrie că ar fi de indicat să nu depășim 550 de volți. Haideți să ne uităm un pic la invertor. Așa. Ca să vă spun, acest invertor nu este pentru România, pentru Uniunea Europeană. El este pentru Australia și Noua Zeelandă. Deci nu-l veți putea folosi ca să fiți prosumatori. Eu l-am luat pentru că eu nu sunt prosumator și nu injectez nimic în rețea, doar pentru producția mea proprie. Deci în momentul de față producem 2400 de W. Sigur, consumul casei este mult mai mare, dar la ora 9 e bine. Ia să vedem ce mai avem aici. Astăzi am produs 2,1 kW. Până la ora asta, în total luna aceasta, nu, mă scuzați, este energia produsă în total 712 kW. Luna trecută toată, de pe 1 aprilie până la sfârșit și de pe 1 mai până astăzi, 3 zile cât au fost. Ia să vedem. Pe șirul 1 avem 325 de volți și produce 1473 de W. Pe șirul 2 350 de volți și 1000 de W. Ăsta este șirul de jos. Cel de sus produce un pic mai bine, dar în timpul zilei sunt aproape la perfecțiune, la egalitate. Pe șirul 3 nu avem nimic deocamdată. Va urma o eoliană, una alta. Aici ne arată rețeaua. În momentul de față, rețeaua are 235 de volți, e bine, 50 de Hz. Așa. Deocamdată încă în asta ca să-i butoneze exact tot meniul și de aici putem seta parametrii, țară, cum să oprim injecția în rețea. Da, deci cam asta este principiul. Deci vă faceți structura metalică, puneți panourile, trageți, le puneți în serie panourile ca să aveți tensiune suficientă de a porni invertorul. Le puneți în siguranțele fuzibile, din siguranțele fuzibile în descărcător și din descărcător le aduceți în invertor. Acum eu mi-am făcut pentru siguranța mea și pentru a putea umbla mai ușor la invertor fără să-l opresc. Eu de asta mi-am pus aceste întrerupătoare de curent continuu. Nu sunteți obligați, dar eu am zis să-mi fac toate siguranțele posibile și protecțiile posibile pentru acest sistem fotovoltaic.
Acestea sunt intrările din panouri. Smart meter-ul, care diferă conectica în funcție de fiecare model. Trebuie neapărat să vă uitați în cartea tehnică a invertorului. El vă spune exact pe ce borne trebuie conectat. De la cel de 6 kW diferă complet, este și mufa altfel. Iar Wi-Fi-ul nici nu m-am mai chinuit ca să-l reconfigurez, pentru că l-am băgat direct în invertor de la cel vechi. Au rămas setările, doar i-am schimbat denumire, așa am, în loc de 6 kW am pus 10 kW. Așa și pe tensiunea care vine din casă, eu am pus conductor de 10, că am zis că așa este cel mai bine, ca să reziste la puteri mari. Deci țineți minte, curentul e bidirecțional, deci pe aici intră și tot pe aici iese înapoi în casă. Mulțumesc și o zi bună!